decembrie noi vom împlini deja 5 ani de când am dat start acestui proiect în Republica Moldova și avem deja mai mult de 3 ani de când am început activitatea în această fabrică. Eu consider că acest proiect într-adevăr este unul foarte important pentru Moldova, pentru această regiune în care ne aflăm. Este important și din punct de vedere economic și din punct de vedere social. Este o investiție peste 800 de milioane de lei în această fabrică, în toate echipamentele. Peste 1 miliard de lei, practic, este cifra de afacere anuală. Și din activitatea noastră, defalcările la buget, până în prezent, sunt aproape 300 de milioane de lei. Noi am creat peste 3200 de locuri de muncă, locuri de muncă în condiții bune, cu salarii normale, cu bonusuri adiționale, cum ar fi transportul, alimentarea și multe alte lucruri care eu cred că sunt binevenite pentru toți angajații noștri. Chiar și în această situație complicată, deci legată de pandemie pe care am avut-o acest an, noi am păstrat locurile de muncă, am ajutat angajații noștri, chiar și în perioada cât ei nu au muncit, ei și-au primit salariile. Este clar că investițiile străine sunt importante pentru toate țările, inclusiv și pentru Republica Moldova. Și pe lângă aspectul economic, aspectul social, dar este vorba și de o nouă cultură, o nouă cultură de muncă. De exemplu, în grupul nostru, Sumitomo Electric Bornese, pe primul loc este securitatea și sănătatea oamenilor. Noi încercăm să promovăm o nouă cultură corporativă, un nou sistem de relații interpersonale, indiferent care și în ce poziții se află în cadrul grupului nostru. Asociația Investitorilor Străini este o organizație veche, deja cu tradiții aici în Moldova. Eu cred că este una foarte importantă, deci este creată doar pentru cei mai mari investitori. Sunt sigur că este o platformă foarte bună, care ne ajută ca să ne coordonăm pozițiile, să venim cu propuneri, cu o singură voce în dialogul nostru cu autoritățile centrale, cu guvernul, cu parlamentul. În cadrul FIA, deci practică care deja s-a încetățenit, este așa numită carte albă și în fiecare an ea este revăzută, completată și acolo noi încercăm toți să venim cu propuneri de îmbunătățire a legislației. Această carte albă este prezentată public, este mânată autorităților. Deci, cred că și mai departe trebuie să folosim același procedeu.